Bună seara, dragii mei! Ne reîntâlnim iarăși la 21, peste 21.30, pentru că așa trece repede timpul la noi în studio. Pare bine să vă reîntâlnesc și mă gândesc așa un pic încurcată, că am o concurență serioasă în seara aceasta. Și dacă vă uitați la concurența mea, bravo vouă, pentru că o să vedeți tineri care reușesc în viață. Și exact despre asta vreau și eu să vorbesc în seara asta. Pentru că ieri am început școala, nu? Vorbisem despre mămicile care și-au tărât copiii prin ploaie, prin vânt și cu ghiozdanele acelea grele. Am trecut puțin prin zona aceea de ce se întâmplă cu copiii de la vârsta de 4 ani, 5 ani, de la clasa 0 către clasa 1. Și m-am gândit eu așa ca să continuăm pe subiectul acesta, pentru că săptămâna asta o dedicăm cumva educației. Și o să vorbim puțin și despre știrile pozitive, pentru că cine a ascultat ieri emisiunea știe că mi-am propus foarte mult să vorbesc despre binele care se întâmplă în România, pentru că eu una m-am săturat de rău care se întâmplă și vreau așa cât pot eu să fiu contraponderea știrilor negative. Că sunt destule, nu-i așa? Am văzut și astăzi câteva, o să vedem și mâine la fel de multe, dar sper eu că de la 21.30 până la 22.30, la serile Adrianei s-au zis numai știri frumoase și numai știri drăguțe și numai știri despre oameni care reușesc. Evident că mă tot uit așa în jurul meu și văd că poveștile triste prind. Și chiar am vorbit astăzi cu un adolescent și spuneam de ce prind poveștile triste și de ce întotdeauna trebuie să mergem pe varianta aceea că orice mână întinsă trebuie să aibă o poveste, nu? Din celebrul film, că fără o poveste nu o să reușim totuși să obținem ceea ce ne dorim. Și adolescenta s-a uitat la mine și mi-a spus foarte simplu, pentru că dacă ar veni cineva care ar spune sunt fericit și mi-a reușit totul în viață, pur și simplu nu ar fi interesant. M-a cutremurat replica ei, pentru că eu vreau să văd oameni care sunt fericiți și le-au reușit toate în viață, ba chiar mai mult, numai că le-au reușit lucrurile în viață, continuă să le reușească în viață, pentru că discutăm despre armonie. În seara asta, dragii mei, o să puteți să sunați la numărul de telefon care apare în josul scrollului. Este celebrul număr de telefon 0741797040. Puteți să accesați chatul, fiși aici o să-l modereze cu multă înțelepciune, așa cum s-a făcut el acum, așa un pic de producător și de scenarist, că a mutat camera asta, nici nu știu cum mă văd eu aici, dar mă rog, nu o să fiu atât de atentă cum mă văd, ci o să fiu atentă la voi, pentru că pentru mine voi sunteți importanți în momentul de față. Și mâine și poimâine și tot timpul cât o să fac această emisiune. Bun, deci puteți să intrați pe chat, puteți să intrați pe WhatsApp, puteți să intrați pe Viber, sigur toate sunt gratuite, mai puțin telefonul. Și subiectul din seara aceasta va fi exclusiv dedicat adolescenților, pentru că adolescenții mie mi se par puțin pierduți. Cumva sunt fără reper și nu știu dacă ne dăm seama, dar adolescenții noștri nu prea au modele. Mă uitam așa în jur și m-am întrebat la modul foarte, foarte serios. Pe cine aleg adolescenții ca model? Să luăm, hai să zicem că modele sportive sunt destule, dar hai să vedem pe cine ar putea să aleagă ca model politic, pe cine ar putea să aleagă ca și model educațional, pe cine ar putea să aleagă ca și model motivațional. Și asta nu înseamnă că nu sunt, dragii mei, destule modele pe lumea aceasta, ci înseamnă că nu prea au acces tinerii noștri la această informație. De ce nu au acces? Poate pentru că nu o caută. De ce nu o caută? Pentru că poate nu i-am învățat să caute binele. Și cred că aici va trebui să punem noi un punct. Aici va trebui să facem o diferență între ce a fost și ce va fi. Eu cred foarte mult în armonie și cred în echilibru. Și cred că dacă ne propunem să fie bine, va fi bine. Și dacă ne propunem să fie rău, va fi rău. Și dacă nu ne pasă, va fi cum cade. Așa, cum cade, și atunci nu avem decât să punem vina pe cine apucăm să punem vina. Nu știu dacă s-a deschis fereastra de chat. Subiectul emisiunii de astăzi, adolescența, cu bunele și cu relele ei. Vorbesc de adolescentul care dă nas în nas cu educația cea nouă, cu viața, cu viața de zi cu zi, cu problemele lui, care sunt niște probleme colosale, deci adolescenții trec niște furtuni emoționale fabuloase, și angoasa adolescentului care își pune întrebarea, poate foarte justificat, ce se va întâmpla cu mine la maturitate, către ce mă duc.
până o să ne încălzim puțin și până vin primele întrebări de pe chat și o să rog pe Fiș dacă eu pe recepție să pună el întrebările pe chat, cum vedeți voi adolescența. Poate ne sunați, poate accesați WhatsApp-ul sau Viber-ul. O să mai ascultăm puțină muzică și o să reîncepem după calupul muzical cu dedicația zilei. Ești tu, baby, la mare. Kele, 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 kele. Ești tu, baby, la mare. Kele, 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 kele. Ești tu, baby, la mare. Kele, 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 kele. Ești tu, baby, la mare. Kele, 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 kele. Palentabilă, juculibilă, răspățabilă. Fiecare marți de la ora 19 afli cum poți să ai o carieră de succes. Ascultă Radio FXNet cum alți oameni ca și tine și-au construit o carieră de succes. Domeniile sunt variate, toți deosebiți. Este o emisiune marca For Career oferită special pentru tine dacă îți dorești succesul profesional. Ascultă Study For Career în fiecare marți de la ora 19 la Radio FXNet cu Gabriel Chicioreanu. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Da, corect. Adolescenții ar trebui să mănânce foarte sănătos în perioada aceasta pentru că vor scăpa de acne. Dacă mănâncă sănătos și echilibrat, cola nu este cea mai bună băutură pentru ei, după cum nicio băutură carbogazoasă nu este în topul preferințelor alimentare a organismului unui adolescent. Așa cum spuneam, mi-am propus ca de astăzi, așa ușor, ușor îmi propun până mă obișnuiesc și eu și până îmi structurez foarte, foarte bine emisiunea, tot fac tot felul de experiențe și mă simt ca un adolescent, că până la urmă un adolescent să fac tot felul de experiențe fără să ți se întâmple lucruri foarte rele. Am un părinte aici de studio foarte drăguț care mă iartă, așa mai îmi spune el printre dinți, vezi că ai lovit microfonul, i-ai lovit pe ascultători, vezi că ai dat cu cotul nu știu pe unde, e adevărat. Fac și lucruri din acestea, nu-mi doresc foarte tare, dar mi se întâmplă. Încă mi se pare că sunt mult prea multe obiecte în jurul meu. Dar și în adolescență sunt multe obiecte în jurul nostru, nu? Obiecte de care ne lovim, obiecte care ni se par așa greu de dat la o parte, blocaje care ni se par imposibile și poate cel mai mare blocaj este acela de comunicare, pentru că abia ce ne obișnuim noi să vorbim cu noi înșine, da minte cu părinții noștri și cu adulții care ne cer atâta de multe lucruri. Acum câțiva ani, la un moment dat, într-un moment simpatic al vieții mele în care mai repuneam un puzzle la loc, îmi doream foarte mult să înțeleg eu ce se întâmplă cu fericirea asta și ce se întâmplă cu armonia, pentru că a fost întotdeauna o întrebare la care am vrut să răspund și nu am vrut să răspund pentru că nu am vrut să dau eu o definiție a fericirii sau a armoniei, ci am vrut să o dau mai departe și am vrut să arăt că se poate și se poate să fie armonios chiar dacă sunt probleme. Asta înseamnă echilibru, după un moment dificil să ai un moment în care te reechilibrezi. Să înțelegi că este natura noastră să fie și sus și jos, să fie și înăuntru și în afară, să înțelegi că viața este făcută din tot ce înseamnă viață, și din bine și din mai puțin bine, uneori mai puțin bine însemnând treptele acelea în care învățăm. Și în perioada aceea eram foarte avidă să citesc, nu că n-aș fi rămas și acum, pentru că și acum îmi place enorm de mult să citesc și întotdeauna când mă simt foarte vinovată că îmi cumpăr o pereche de pantofi, mai îmi cumpăr vreo 20 ceva de cărți ca să simt eu că am compensat corect acest viciu al meu cu pantofii.
Și în acea perioadă, cumva, cărțile veneau spre mine. Nu numai că eu îmi cumpăram cărți, dar veneau persoane la care eu am ținut foarte mult. Unele dintre ele s-au plecat departe. O să ne întâlnim probabil după sfârșitul vieții, o să ne reîntâlnim și o să povestim cum a fost cu viața. Dar acele persoane mi-au dăruit cărți. Poate unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care putem să le facem, știți, adolescenți, când avem probleme cu ce cadouri mergem și poate ne gândim, ducem o sticlă de vin, ducem o bijuterie, un gablonț, poate dacă ducem o carte, cartea aia make sense. Și un audiobook, se poate că nu e niciun fel de problemă, chiar mi se pare foarte practic audiobook-ul. Dar pe vremea în care eu primeam cărți, am primit o carte foarte drăguță, se numește Gânduri pentru fiecare zi. Și omul care mi-a dăruit această carte nu mai este printre noi, este undeva departe și veghează așa frumos cu sufletul lui blând și echilibrat. Viața multor oameni prin care a trecut și prin care a lăsat ceva foarte bun. Ei bine, acest om îmi spunea că pentru el e foarte important să întregească cumva trupul și sufletul și să facă din corp armonie și echilibru, să găsească tot felul de soluții care să ne ajute pe noi, ăștia muritorii de rând, să mâncăm echilibrat, să mâncăm sănătos, să mâncăm, să ne putem energiza. Și era un om care mușca din viață și era un om frumos. Acest om mi-a dorit cartea și mi-a spus, știi, în fiecare zi când te trezești, încearcă să te gândești, gândește-te la ceva bun, la ceva progresiv. Gândește-te că pornești în viață ca pe un drum de munte și că va trebui să treci și prin apă, va trebui să urci și bolovani, poate te vei răni, poate vei vedea peisaje minunate, nu te opri, tu mergi înainte. Și mulțumesc tare mult că a fost inspirațional pentru mine. Asta se pare că a fost o zi din asta inspirațională. Am înțeles că a venit și Andy mai devreme la emisiunea lui Gabriel. Da, pe Radio FXNet găsiți oameni care au reușit în viață și poate nu au reușit, nu avem niciunul dintre noi Bentley-uri parcate în fața studioului, dar nici nu cred că ne dorim. Avem în schimb milioane de flote de mașini de lux în suflet și milioane de vise frumoase care cred că pe care cu greu le-ar putea cumpăra cineva așa cu bani. Și mi-am propus din momentul în care am primit cartea să citesc în fiecare zi câte o pildă. Și tare bine mi-a picat în unele momente, pentru că pur și simplu parcă mi-ar fi dat un start al vieții. Ei bine, astăzi, pregătind cumva emisiunea și gândindu-mă cu ce să continui să vă spun, mi-am dat seama că am acea carte în bibliotecă, între timp am scris și eu cărți, între timp mi-am făcut eu propriile îndemnuri motivaționale, între timp cumva, nu știu, mintea mea a început să genereze atâta bine încât rare ori mă trezesc dimineață și mă gândesc că va fi o zi rea. Poate mă gândesc cel mult că va fi o zi grea, dar nici de cum rea, și întotdeauna încerc să văd partea plină a paharului. Este un antrenament. Și cura de dezintoxicare a fost și la mine, cum o să fie și la voi, grea. Nu e ușor să te dezintoxici de rău și de negativitate. Chiar îți trebuie o tonă de voință, dar se poate. Nu e niciun fel de problemă, dacă îți dorești, se poate. Așa că mi-am propus să iau cartea din bibliotecă și să fac ceea ce a făcut acel om atunci pentru mine, să fac eu pentru voi și în fiecare zi de acum înainte să vă citesc câte un citat. Pentru că, mă rog, cărțulia cuprinde foarte, foarte multe citate, un gând pentru fiecare zi. Nu mare mi-a fost surprinderea, în momentul când am deschis pe data de 16 septembrie, să fie un citat legat de adolescență. Și vedeți, dragii mei, cam nimic nu-i întâmplător în viață. Eu astăzi îmi propusesem să vorbesc despre adolescență, citatul este despre adolescență. M-am întâlnit cu o adolescentă care mi-a răspuns la o întrebare și mă gândesc că sunt în locul potrivit și până la urmă fac exact ceea ce trebuie să fac, ceea ce am ales să fac. Ieri spuneam că nimic nu trebuie în viață, totul se alege. Bun, citatul din seara aceasta sună cam așa și este un citat foarte, foarte frumos. Adolescenții care citesc romane se opresc la pasaje în care se vorbește despre iubire și aventuri. Dacă aceste romane trădează chestiuni sociale, politice, filozofice, ei le parcurg la repezeală. Și nu e așa? Așa e, firesc. Când nu citim ceva ce ne place, parcurgem la repezeală.
Dar anii trec, ei exercită o meserie, se căsătoresc, au copii, trăiesc diverse experiențe și dacă aceleași romane le recad în mâini, ceea ce i-a impresionat odinioară nu-i mai interesează acum. În schimb, ei se opresc asupra pasajelor pe care le-au lăsat deoparte, deoarece tot ce au trăit de atunci le-a deschis interesul pentru subiectele noi. La fel, învățământul inițiaților nu este apreciat decât de aceea pe care existența i-a maturizat. Toți aceia care nu au făcut anumite experiențe, care nu și-au pus anumite probleme, îi vor găsi neinteresanți, ba chiar respingători. Ei sunt încă foarte tineri, dar când viața îi va face să-și pună întrebări esențiale, ei vor găsi și vor simți că în fața lor se deschide o lume nouă. Și așa e, dragi adolescenți, sau dragi seniori adolescenți, dragi oameni care vă păstrați acel fior de tinerețe în suflet, așa este. O carte pe care o citești astăzi, peste 10 ani, o vei citi o altfel. Încercați cu micul prinț. În tinerețe citești despre o floare și despre un prinț și despre o călătorie. În adolescență începi să descoperi tot în acea carte tipologiile umane și piedicile pe care poate le vei întâlni în viața ta. Mai încolo, când te vei îndrăgosti, o vei descoperi pe vulpiță, care e un arhetip interesant de femeie. Și uite așa, ori de câte ori citești acea carte, vei descoperi o nouă lume, un nou miracol. Pentru că asta se întâmplă în viață. Cu cât învățăm mai mult, cu atât descoperim oameni de care avem nevoie și oameni care ne întregesc, pur și simplu, existența. Fiș, ce se întâmplă acolo pe cer? Ne-a răspuns cineva la întrebare. Și ar trebui și eu să văd dacă ne-a răspuns la întrebare, dar am să te rog pe tine să mă ajuți, pentru că chiar nu sunt în halul ăsta de multitasking și nici mi-am propus. Deci întrebarea pe care am pus-o era legată de dorințele adolescenților, pentru că eu cred că foarte puțini adulți întreabă un adolescent ce își dorește. Asta pentru că presupune că adolescentul nu știe ce își dorește, dar adolescentul cam știe ce își dorește și eu cred că adolescentul este foarte, foarte aproape de ce nu își dorește. Aș fi curioasă așa să fac un studiu foarte mare cu privire la visele adolescenților. În acest moment se desfășoară o emisiune foarte interesantă, cu o miză foarte mare și cu talente. O să vedeți adolescenți cu povești de învingători, adolescenți care nu cred în nu se poate. Și mie mi se pare fabulos să reușești să treci peste obstacolele acelea pe care noi le întâlnim în fiecare moment. Obstacolele comunicaționale, ceva de genul nu poți, nu o să reușești, cine suntem noi să mergem mai departe, suntem sărați, suntem bogați, suntem plictisiți, suntem plini de eșecuri. Poveștile alea pe care părinții de obicei ni le livrează, nu cu intenția de a ne bloca, ci din foarte, foarte multă dragoste și din intenția bună de a ne face să nu greșim ca și ei. Dar din greșeli noi învățăm și nu e rău să înveți din greșeli, ba chiar nu e rău deloc, atâta timp cât greșelile acelea nu sunt fatale. Văd că avem un prim răspuns la întrebarea noastră. Cineva ne spune că adolescența se vede din exterior, distracție, fun, relax, orice altceva decât muncă, școală, planuri de viitor. Eu aș zice că așa se vede din afară, nu-i așa, drag ascultător? Chiar așa se vede din afară. Și mulțumesc, Iulian, că ai observat disconfortul meu. Am să fac această treabă pentru că Fiș își dorește și pentru că Fiș, cu sufletul lui de copil și cu ochii lui albaștri, mă chinuie cu scop aici. O să mă tot întorc până o să fac torticolis. Și când o să fac torticolis, asta este. Da, nu, n-o să fac nicio, n-o să am niciun fel de problemă. O să fiu foarte, foarte sănătoasă și vioaie de acum înainte. Revenim la dragi adolescenți, pentru că îmi sunt foarte, foarte dragi și am avut ocazia să lucrez cu câțiva adolescenți fabuloși. Extraordinar de fabuloși, asta este cuvântul. Copiii aceia care cumva au fost aduși de mânuță de părinți, lăsați în grija mea și cumva copiii la început timizi, copii care aveau nevoie de un adult care să le spună orice vrei tu se va realiza în viață, orice dorești, să știi că poți, dar trebuie să-ți dorești foarte, foarte mult. Și acești adolescenți au reușit să ajungă la facultăți de prestigiu din alte țări civilizate
Și am întrebat la un moment dat ce doresc să facă, pentru că în meseria mea este foarte importantă și partea aceasta de follow-up. Mie îmi place să știu ce se întâmplă cu oamenii care pleacă din programele mele de coaching, oamenii care pleacă pe drumul lor. Și acești tineri mi-au spus, nu știm, nu pentru că nu ne iubim țara și că n-am dorit să ne întoarcem în țara noastră, ci pur și simplu nu știm ce vom găsi aici, pentru că mergem să ne pregătim într-un sistem performant, într-un sistem care funcționează. Nu știm ce vom găsi când vom veni. Poate va fi nevoie de noi să creăm noi acest sistem performant, să-l recreăm, dar poate nu va fi nevoie de noi. Și atunci va trebui să ne găsim alte locuri de muncă, acolo unde cererea va fi pentru calibrul nostru de educație. Mi s-a părut foarte trist, pentru că ei sunt la început de drum și dacă noi, adulții, nu le asigurăm așa un drum în care ei să știe unde se întorc, mi se pare că e cea mai mare pierdere. Când pierzi tinerii țării, e o mare tristețe, că practic ei sunt cei care pot duce mai departe și valorile noastre sau pot recrea din nou valorile noastre. Este important să avem sânge tânăr, nu? Că așa se spune, să ai sânge tânăr ca să fie bine. Tot un ascultător ne spune că consideră că nu sunt responsabilizați tinerii. Da, așa este. Nu sunt foarte responsabilizați, dar nu din vina lor nu sunt responsabilizați, ci pur și simplu adulții nu au acest exercițiu. Haideți să ne gândim la subiectul de ieri, în care discutam despre tânărul învățăcel care face primii pași în școală. Ce se întâmplă cu el? Se duce într-un sistem în care nu prea pricepe el de ce trebuie să stea o oră înșezut, de ce nu mai are voie să se joace, de ce are teme pe care nu le înțelege, poate nu sunt foarte creative, de ce nu poate să râdă cu colegii și să-și trăiască pur și simplu copilăria. Vine acasă, unde găsește niște părinți obosiți și e adevărat, viața este plină de provocări și doar drumul către acasă, când e plin de aglomerație, îți dă suficientă bătaie de cap să mai ai răbdare să stai cu copilul tău când face primele bețigașe. Și ca părinte nu mai ai atâta răbdare și copilul simte iritarea ta și cumva își pune întrebarea pe bună dreptate dacă învățătura doare și dacă procesul ăsta de educație a învăța se face cu nervi, se face cu pedepse, se face cu amenințări, se face cu un foarte, foarte greșit time management, pe principiu fă 5 pagini și până nu le faci nu te ridici. Nu se ține cont de foarte multe lucruri de care au nevoie copiii. Și gândiți-vă că acel copil așa pornește și după aia undeva în adolescență, în preadolescență, pur și simplu refuză să mai aibă drag de carte și refuză să se mai apropie de adult. Pentru că, oricum, în adolescență, aduceți-vă aminte, toți am refuzat treaba aceasta, în adolescență prietenii noștri erau mult mai apropiați de noi decât părinții noștri și probabil că fiecare dintre noi am putea să ne întoarcem la părinți și să spunem, scuzați-ne, dragi părinți, pentru perioadele în care v-am dat atâta bătaie de cap. Pentru că adolescența e o bătaie de cap. Am repetat și repet, nu te înțelegi tu cu tine, da-mi-te cu cei din jur. Ai tot felul de întrebări din astea care ar trebui să te pună pe gânduri și ai tot felul de dorințe care ar trebui să prindă aripi. Este perioada cea mai importantă pentru zona aceasta vocațională, pe care ar trebui să se pună accent foarte mult în educație. Către ce îi împingem pe copiii ăștia? O să avem doar avocați, doar economiști, o să avem cohorte de psihologi de nevoie în viitor? Dar trebuie făcută puțină sistematizare. Pentru ce îi pregătim? Toți sunt buni pentru a absolvi o facultate? Toți cei care absolvă o facultate sunt buni profesioniști? Sunt niște sisteme care trebuie create și gândiți-vă că pentru un adolescent a nu face nimic și a fi leneș e natura lui și este absolut firesc să fie comod și să fie obișnuit ca lucrurile să se întâmple în jurul lui. Dar uitați-vă puțin atent la adolescenții care au ceva de făcut, care sunt împinși să facă ceva. Vorbesc de cei care accesează voluntariatul sau cei care se duc în internship. Sunt fabulos de creativ, absorb totul ca un burete și vor să învețe. Și atunci te întrebi, mai este adolescentul cel leneș sau este adolescentul care nu este solicitat, nu este motivat, nu este incitat de un subiect?
câți părinți își pun problema în adolescență, ce să facă cu copiilor. În copilărie au un pic mai multă grijă, dar spre adolescență au senzația că le scapă frâiele din mână și uneori chiar așa și este. Presiunea societății este foarte mare și nu e foarte simplu să ai adolescenți în casă. Bun, mai avem niște răspunsuri, așa, o să încerc să le citesc, dacă nu mi le face cineva cu highlight, nu o să pot să le citesc așa de repede, nici mai știu care mi este mouse-ul. Așa, da, vorbim în continuare despre voluntariat. Da, este foarte important, dragii mei, voluntariatul, dacă reușiți să-l faceți undeva într-o companie în care sunteți primiți și într-o companie în care vi se face și mentoring, adică cineva se și ocupă de educația voastră, duceți-vă cu, nu știu, cu sufletul deschis și cu mintea foarte, foarte deschisă să asimilați informații. Întrebarea este unde se fac treburile acestea și dacă nu știți, vă spun eu, căutați toate site-urile intrați pe Google și pur și simplu tastați programe de voluntariat pentru adolescenți și o să vedeți că vi se umple pagina de tot felul de hinturi din care vă puteți alege. Puteți să creați singuri grupe de voluntariat, să faceți un lucru foarte bun pentru alții. Pur și simplu să dăruiți ceva din energia voastră sau din ce știți voi să faceți cel mai bine. Să fiți veseli și să fiți creativi, așa cum noi adulții uităm uneori să fim. O să mai ascultăm între timp o melodie. Eu am să încerc să citesc răspunsurile voastre ca să vă pot răspunde, pentru că mă interesează să știți că sunt cu voi, dar sunt și cu voi și cu alții, cu toată lumea sunt în momentul ăsta, dar mă descurc. Ce se petrece în mediu? Se pregătesc gagicile să plece în concediu? Tare! Unde? Mare? Munte? Sau pui degetul pe hartă oriunde? Vă duce un dulce gând la reduceri, dar până la malul mării și înapoi cine conduce? Ok, două dame în spate pe telefoane, tu la volan cu ochii după avioane. Uite așa trec zilele, nopțile, serile, cu trei femei gata să-și potolească și plăcerile. Prietenele tale anormale spre conversații, tu ții de mână cât el îți arată constelații. Și dacă simți iar că nu mai poți, stai calm. Norocul tău e după colț, stai calm. Găsim o rezolvare pentru orice provocare, dar de obicei se pare că e mare destrăbălare. Pusesem o întrebare pe ce dacă au tinerii, adolescenți români un viitor în România. Nu știu, aș vrea să văd care sunt răspunsurile voastre, pentru că eu cred că da, au un mare viitor, doar dacă viitorul și-l creează singuri și dacă încep să fie puțin mai vocal și încep să-și dorească un pic mai mult.
Vedeți voi, întotdeauna se spune că adolescența se termină undeva la 18 ani și că ar trebui să intri în maturitate. Dar hai să fim serioși, adolescența poate să fie prelungită până după 21 de ani, chiar până la 25 de ani și nu e nimic rău în toată povestea asta. Această găselință cu 18 ani, sigur, s-a introdus pentru a legifera cumva vârsta majoratului pentru a intra în câmpul muncii, nu de alta. Dar omul rămâne adolescent, așa, are o porțiune de adolescență în sinele lui care trebuie să rămână acolo și să nu piară, așa cum trebuie să aibă zona de copilărie. În adolescență, haideți să ne aducem aminte cum ne-am simțit. Uneori ne-am simțit imbatabil, uneori nu ne-am simțit deloc, nu ne-am cuprins. Uneori ne-am simțit constrânși, uneori am simțit că suntem rebeli. Toate aceste simțiri, toate aceste emoții nu sunt altceva decât niște resurse pe care mai încolo, spre maturitate, le putem utiliza. În adolescență am iubit prima oară, nu? Și depinde cum am iubit prima oară. Am iubit cu suferință sau am iubit plenar, așa? Tot în adolescență ni se imprimă primele credințe de viață, ale noastre, nu ale părinților, ale noastre. Ții minte că prima credință limitativă pe care am auzit-o eu și am refuzat-o din tot sufletul meu de adolescent a fost că viața este grea și că iubirea doare. Am refuzat să cred treaba aceasta. Viața nu este grea, viața este așa cum este, este viață. După cum iubirea nu doare. Iubirea doare ego-ul, iubirea nu doare niciodată. Iubirea este ceva ce poate muta munții și este ceva atât de plăcut încât, nu știu, pur și simplu te face să înflorești, te face să simți că dintr-o dată ești undeva tu în centrul universului și universul este în centrul tău. Este minunat să iubești, este fabulos și aduceți-vă aminte, dragi adulți, și bucurați-vă, dragi adolescenți, de momentul în care v-ați îndrăgostit prima oară. Câtă sfiiciune, câtă candoare, câtă gentilețe, câtă delicatețe, câte vise frumoase nu s-au înfiripat în momentul acela. Sigur, în adolescență cu toții visăm la, nu știu, cai verzi pe pereți, dar nici ei nu sunt răi, pentru că până la urmă acești cai verzi pe pereți, ați văzut, se pot substitui în studioul de producție. Smiley a reușit treaba aceasta și dacă o să-l ascultați vreodată în interviuri sau o să citiți despre cum și-a clădit el viața, o să vedeți că a avut foarte, foarte multă încredere în ceea ce a simțit că poate să facă cel mai bine. Ceea ce v-aș spune și eu vouă, dragii mei, aveți încredere în ceea ce știți voi să faceți cel mai bine. Vedeți, probabil că în momentul în care mergeți prin mall-uri și momentul în care vă plimbați pe stradă și momentul în care lumea vă judecă că sunteți fițoși și sunteți năzuroși și habar n-aveți de capul vostru, practic n-ar trebui să vă simțiți vinovați, ci pur și simplu ar trebui să vă gândiți că așa sunteți voi, asta e noua generație, așa cum sunteți, așa cum puteți voi să exprimați ceea ce simțiți. Și dacă cumva nu este ceea ce își doresc adulții, asta nu este vina voastră, este pur și simplu ceea ce v-au învățat să fiți. Nu cred că un copil neapărat își dorește să aibă ultima tabletă, cea mai performantă tabletă. Un copil dorește să se joace. Un adolescent dorește atenție. Nu cred că poți să-i cumperi atenția cu vreo geantă sau cu vreo mașină la 18 ani. Sigur, îl ajut, se bucură, dar atenția de care are el nevoie nu o poți cumpăra cu obiecte. Eu cumper cu atenție, eu cumper cu exercițiul acela în care te așezi vis-a-vis de el și nu îl judeci. Și adolescentul simte pentru prima oară că este o relație adult-adult în care el poate să-și exprime ceea ce simte și nu se mai simte judecat, nu se mai simte controlat, nu se mai simte etichetat. Noi, adulții, avem prost obicei să etichetăm cu multă ușurință adolescenții, cu foarte multă ușurință adolescenții și să-i tragem cumva pe linie moartă, pe principiu, tu nu prea știi să te descurci, tu nu prea știi să faci. Ce-ar fi dacă am schimbat placa și am zice, voi puteți să vă descurcați, voi sunteți adulții de mâine și așa cum vă așterneți, cam așa dormiți. Cred că asta ar fi singurul îndemn pe care un adult poate să îl dea copilului. Așa cum îți așterni,
așa dormi. Sigur că mama poate să aștearnă cerceafuri de mătase, dar asta nu înseamnă că tu poți să le și susții. Adolescenții au nevoie de modele și revenim la aceste modele care sunt peste tot pe lângă noi. Noi am găsit modelele în cărți. Generația mea a avut modele în profesori, pentru că erau singurii cu care puteam avea o discuție deschisă. Am avut modele în eroii de cărți, pentru că cartea era singurul apanaj, singurul nostru subterfugiu unde puteam să ne găsim cumva un punct de reper, și în părinții noștri, în poveștile lor de succes. Copiii, adolescenții din ziua de astăzi, este suficient să găsească o tabletă, să găsească un calculator, să tasteze motivațional pe bara de Google și în momentul acela să găsească foarte mulți oameni care au reușit. Extraordinar de mulți oameni care au reușit. Și nu vorbesc de oameni care au reușit așa cum poate nu este corect. Vorbesc de oameni care au reușit visând și construind zi de zi, cărămidă cu cărămidă, viața lor de astăzi. Sunt oameni care dintr-un vis au făcut un imperiu. Sunt oameni care dintr-o pasiune au făcut o afacere. Și nu sunt puțini. Căutați-i și aflați-le poveștile, pentru că o să observați că diferența între un om care a făcut ceva din pasiune și un om care a făcut ceva ușor este una crucială. Cel care a făcut-o din pasiune va vorbi cu drag despre ceea ce a făcut, va fi tot timpul tentat să ia sub aripa lui ucenici, cu ghilimele de rigoare, și ceea ce va face cu multă plăcere va fi să dăruiască tot ce știe el foarte bine. Nu veți simți în acel om pe cineva care își protejează ideea sau își protejează fabulos de mult inițiativele. Va fi un om care dăruiește. În schimb, cei care obțin foarte ușor lucrurile vor fi cei care vor proteja într-un mod foarte, foarte natural. Că în fond și la urmă nu este greșit să protejezi. După cum, cred că nimic nu este greșit în viața asta, dacă de pe urma a ceea ce faci înveți. Au venit câteva răspunsuri și am să încerc să le citesc, să le spicuiesc așa. Mi se dă un exemplu. Mama are facultate, e șef de tură la un magazin și are salariu 1100 de roni și nu mi se pare corect deloc. Așa este, cred că nu există corect sau incorect în viață. Cred că nu există treaba aceasta. Există obțin ceea ce îmi doresc sau nu obțin ceea ce îmi doresc în viață. Poate răspunsul meu este puțin dur și îmi cer scuze și poate n-am absolut niciun drept să judec din poziția mea, pentru că nu am toate informațiile. Dar poate mama ta nu a crezut foarte tare în facultatea pe care a făcut-o și n-a făcut-o din vocație și n-a simțit că poate face ceva din povestea asta. Și știi de ce îți spun? Pentru că am cunoscut la un moment dat un absolvent de horticultură și zău săracul, na, absolvent de horticultură, ce poți să faci? Să plantezi pomișori, ce să faci. Și omul și-a făcut un masterat undeva în Spania și decorează acum niște grădini frumoase a oamenilor care își permit grădini frumoase în România și câștigă bani frumoși și e foarte, foarte bine. După cum cunosc absolvenți de geografie, o facultate care am zice ce poți să faci cu geografie, poți să fii profesor de geografie, ce poți să faci cu asta. Și au devenit, și-au făcut afaceri în turism și sunt foarte bine mersi, adică n-au niciun fel de problemă, câștigă foarte bine. După cum cunosc mulți absolvenți de psihologie care n-au reușit să facă din ceea ce au învățat absolut nimic, s-au angajat și lucrează în cu totul alte domenii. Important e să termini o facultate sau să termini o școală, chiar și profesională, dacă vrei să devii brutar, fii cel mai bun brutar din lume. Eu am un copil adolescent, o fetiță, o fată, că are 20 de ani, și am sfătuit-o întotdeauna. Fă ceea ce crezi tu că faci cel mai bine. Dacă vrei să mături strada, fii cea mai bună măturătoare de stradă. Dacă vrei să devii psiholog, mă rog, a dat la facultatea de psihologie și este un viitor psiholog, fă psihologia așa din tot sufletul tău. Fă-o din toată celula ta. Învață fiecare rând.
ca și când ți-ai umple o baterie cu toate cunoștințele lumii pentru a putea ajuta oameni. Nu o fă pentru o diplomă, pentru că poți să ai nu o diplomă, poți să ai 100 de diplome care nu-ți folosesc absolut la nimic. Și cred că noi toți ne-am săturat de taximetriști care sunt ingineri și săracii pe drept cuvânt sunt frustrați, de chelneri care au terminat ASEU și ne aruncă ciorba pe masă, de coafeze care au terminat, nu știu, psihologia și ne tund prost. Deci, serios, faceți ceea ce simțiți că faceți cel mai bine. Nu este o rușine să lucrezi. Tot așa vine o întrebare. Dacă eu cred că este bine să bați, să lovești copii când sunt mici, pentru că au făcut o prostie. Eu cred că nu este bine să lovești deloc copiii, adică nu este ceva, cu ce drept ai lovi un copil. Țin minte că am avut un caz foarte interesant, era un copilaj de 5 ani, care, mă rog, prezenta niște forme de agresivitate care erau nejustificate din partea părinților și nejustificate în mediul în care creștea. Și stând de vorbă cu acel copil mic de 5 ani, am pus o întrebare. Ce anume nu-ți place la părinții tăi? Ce ai schimbat la ei? Și copilul acela de 5 ani mi-a dat un răspuns care pe mine m-a lăsat așa, mască, m-a lăsat pe gânduri. Copilul a spus ceva de genul, citez, părinții mei nu mă respectă. Și mă gândeam, respect, adică ce vrei să spui prin respect? Cunoști cuvântul respect, îi dai semnificația corectă, copilă. Copilul știa foarte bine ce vrea de la părinți. Vrea să nu mai fie pedepsit, vrea să comunice cu părinții, vrea să justifice de ce a făcut acea poznă pe care a făcut-o și vrea ca părintele să-i dea un răspuns. Vrea să afle de la părinte cum a fost în copilărie, în zona lui de adult. Dacă a făcut prostii sau n-a făcut prostii. Copilul pur și simplu vrea să fie tratat cu respect. Și este un lucru care, să știți că ne scapă nouă adulților, să tratăm copiii cu respect. Gândiți-vă că tendința e să-i punem să facă lucruri, să nu-i prea întrebăm dacă vor, dacă au chef, dacă sunt dispuși să facă acele lucruri, pur și simplu le impunem. Îi pedepsim, uneori îi lovim, ceea ce este o crasă lipsă de respect față de ființa lor umană. Până la urmă, a fi mic nu înseamnă a fi și prost, a fi mic nu înseamnă a fi o persoană căruia nu poți să-i dai respect. Copiii trebuie respectați, așa cum trebuie respectat absolut tot ce este în jurul nostru, pentru că fără respect nu prea putem pune temelia unei societăți respectabile. Bun. Ia să mai vedem. Pedepsele, tăiatul din libertate, da, pedepsele, eu știu, da, spune ascultătorul nostru, statul pe coș de nucă, în generația noastră s-a mai stat la colț, nu știu cum e acum, dar mi se pare foarte amuzantă treaba asta, că mi-aduc aminte, statul pe cojile de nucă, statul în colț și statul cu mâinile sus. Nu știu cum e la voi la școală acum, dar noi am prins momentele alea fabuloase cu statul cu mâinile sus, e destul de neplăcut, credeți-mă. Nici cu pedeapsa n-aș fi foarte de acord. Eu sunt pe principiu, cu vorba bună faci foarte multe lucruri. Mai degrabă m-aș duce pe responsabilizare. Copilul să fie responsabil de faptele lui și să simtă când face o greșeală, dar să-l responsabilizeze. Adică să vină el singur să-și o recunoască sau să-și o corecteze. Dacă ar fi să dau o rețetă, desigur, cine sunt eu să dau o rețetă? Da. Acum, na, am și eu rețetele mele, am crescut și eu un copil. Eu îmi chinuiam foarte tare copilul emoțional, pun iarăși ghilimelele de rigoare, pentru că o rugam să-și aleagă pedeapsa dacă făcea ceva, o năzbâtie. Și evident, totul se termina cu o lungă negociere și dintr-o dată copilul devenea cumva conștient, al meu cel puțin, de faptul că nu vine cineva din afară să-l pedepsească, ci va trebui să găsească o formulă, ea singurică, de a compensa cumva năzbâtia făcută. Și dintr-o dată, țin minte că făcea o mutrișoară așa foarte serioasă și începea să negocieze foarte, foarte serios penitența. Și o lăsam să-și o aleagă, nici măcar nu verificam dacă și-o duce la bun sfârșit, dar am observat acum, mă rog, în adolescența ei, pentru că nici pe departe nu este încă matură și nici nu-mi doresc să fie matură foarte repede, am observat că zona de responsabilitate și-o asumă foarte bine. Adică acest mic exercițiu, acest mic truc, alege tu pedeapsa și, mă rog,
duce-o la bun sfârșit, a dus spre o responsabilizare foarte, foarte bună și o asumare a lucrurilor pe care le face. Nu știu, poate fi o soluție. Eu asta am încercat-o, așa a funcționat. Sigur, sunt și copii care sunt puțin mai, hai să zicem, mai temperamental. Nu există copii răi, după cum nu există părinți, nu știu, buni, perfecți. Suntem părinți și sunt copii. Greșim și ei greșesc. Trebuie tot timpul o armonizare, pentru că din armonizare vine și comunicarea, din empatie vine și înțelegerea. Fără asta e greu să crești un adolescent și e greu să te lupți în casă, pentru că, dragi părinți, știți foarte bine, uși trântite, ochi dați peste cap, răspunsuri necologviale și așa mai departe. Măcar o dată am avut parte în viață și atunci, sigur, nu te poți supăra neapărat pe adolescent, ci trebuie să-ți pui foarte repede întrebarea cu ce poți să vii să-l ajuți, astfel încât să nu aibă trecerea asta de la adolescență la maturitatea ta de zbuciumată. Noi, adulții, trebuie să le fim modele. Până la urmă, nu poți cere unui copil ce nu poți da. Nu-i așa, Fiș? Cam așa e. Deci, zice un alt ascultător, părinți perfect nu există. Așa este, nu există. Nu există, pentru că părinții învață și sunt într-o continuă învățare. Învață despre ei, învață despre copiilor, învață despre viața familiei. Deci nu poți să spui că e ceva perfect. Sau poți să spui că este ceva perfect dacă ți-e bine ție, dar nu poți să garantezi că e perfect și pentru celălalt, că poate nu-și dorește același lucru și atunci nu poți să-l judeci și să-l condamn că nu știu, nu-i place ceea ce ai cerut. Perfecți putem fi noi cu noi, cu dorințele noastre, cu etapele de dezvoltare pe care ni le propunem, cu visele noastre și cu programele noastre mentale pe care vrem să le ștergem și să le înlocuim cu cele bune. Dacă un adolescent, dacă adultul, mentorul, e capabil întotdeauna să intuiască corect aptitudinile unui adolescent, da, dacă este un mentor bun, da, o face. Și nu o face pentru că are o rețetă, ci o face pentru că ascultă și o face pentru că observă. Adolescenții de aceea au nevoie de exemple, pentru că ei în forul lor interior simt binele și vor cumva, și este foarte firesc, aduceți-vă voi aminte cei adulți, că noi toți am dorit să schimbăm ceva în bine. N-am dorit să fim nefericiți ca părinții noștri, nu am dorit să avem aceleași probleme ca și părinții noștri, nu am dorit să avem aceeași viață grea cum au avut-o ei. Deci noi am vrut să schimbăm ceva. Acum, sigur, va trebui să ne uităm dacă am reușit, când am tras linia, dacă suntem deasupra problemelor pe care le-au avut ei, sau, mă rog, ne-am dus mai departe. Și eu cred că ne-am dus mai departe. Dacă ne uităm puțin în jur, o să vedem minimum ăla de progres. Gândiți-vă, copiii noștri o să facă încă un pas către progres și uite așa o să ne stabilim la un moment dat. Dar ceea ce spun eu și atrag atenția și o spun unde pot eu, unde mă ascultă un om sau 10 sau 100. Avem nevoie de modele și noi adulții, au nevoie și copiii de modele, au nevoie și adolescenții de modele. Modelele sunt necesare în viață. Fără modele nu prea putem să creăm o societate în care să ne simțim bine și în care să ne simțim oarecum protejați. Ce modele avem acum? Păi, cele pe care le alegem. Dacă vrem să ne uităm la televizor, avem modelele acelea. Dacă vrem să băgăm nasul în cărți, vom avea acele modele. Dacă ne uităm la filme motivaționale, oho, acolo sunt o tonă de modele. Cât de ușor le găsiți, v-am zis, Google. Simplu. Dați pe Google și găsiți oameni în România care au făcut lucruri fabuloase, deci incredibile, care au reușit să plece de la minus 0 lei, deci minus cu minus mult și au ajuns să facă ceva. Și dacă îi întrebi de ce au făcut acea afacere, cum au ajuns să facă performanță, vor spune din drag pentru cei din jur, din drag și pentru ei, că nu putem spune că sunt niște oameni care nu o duc bine, dar binele lor este un pic mai puțin decât binele celorlalți. Cred că aici este balanța pe care trebuie să o învățăm, să o dăm mai departe copiilor noștri, să stăm cinstiți față de ei și să recunoaștem că noi, ca adulți, de foarte multe ori am greșit.
și că nu avem absolut niciun drept să le arătăm că e greșite și nu avem niciun fel de drept să-i judecăm. Putem să ne uităm la ei și să ne cerem scuze pentru toate deviațiile de educație și de comportament pe care le-am făcut, poate din știință sau din neștiință, și să reușim să ne împrietenim cu ei, cu adolescenții, pentru că ei de asta au nevoie, de un prieten care îi ascultă. Și după aia o să aibă nevoie și de un părinte, de care să fie mândri sau la care să se întoarcă așa, cu inima deschisă. Vă spun din propria experiență, poate am fost foarte, foarte revoltată în adolescență și am avut tot felul de mici conflicte cu mama și cu tata și mi s-a părut așa că totul este nu pentru mine, ci împotriva mea. Dar acum, la maturitate, cel mai frumos lucru care mi se poate întâmpla este să mă duc acasă, să-mi facă tata de mâncare, să pot să stau cu el de vorbă și să povestim puțin așa despre lucrurile astea de adulți, așa, și să ne aducem aminte de zonele acelea în care poate, sigur, am avut tot felul de mici probleme, mici ajustări, eu le spun ajustări, de comportament, și să mă simt din nou copil și să mă simt din nou adolescent și să mă simt din nou la părinții mei. Și vine o vârstă în care, credeți-mă, dragi adolescenți, dacă ascultați acum emisiunea, vine o vârstă în care tare dor ni se face de părinți și tare dor ni se face de zona aia în care poate ne-au certat, poate au avut o grijă excesivă de noi și poate ne-au judecat așa micile devieri de comportament. Vine o vreme din aceasta în care îți dai seama că rădăcinile sunt importante și cred că e tare, tare, tare bine atunci. E un sentiment care întregește cercul. Ai plecat dintr-un loc și ajungi în alt loc. Legea vieții spune că părinții au grijă de noi și la un moment dat noi avem grijă de ei și avem grijă nu neapărat că le ducem un pahar de apă, pentru că eu mi-aș dori ca în viitor părinții noștri și noi să devenim părinți care nu au nevoie de un supliment de la copii și nu au nevoie de ajutor financiar și nici măcar de ajutor de orice fel de ajutor de care, uitați-vă în jur, sunt foarte mulți părinți care după o viață de muncă și destul de multe sacrificii nu se descurcă din pensie și au nevoie practic de ajutorul nostru a copiilor. Eu îmi doresc adolescenții noștri să reușească atâta de bine în viață încât să ne creeze nouă o bătrânețe liniștită, armonioasă și să-și creeze lor o viață frumoasă și o viață în care să-și educe copiii astfel încât să fie bine și să fie armonie, să nu existe atâtea blocaje și atâtea preconcepții că viața este grea. Probabil că la un moment dat se va întâmpla treaba asta, poate nu acum, poate peste, nu știu, 100 de ani, dar sunt absolut convinsă că până la urmă binele acela pe care îl observăm în zâmbetul copilului care tocmai s-a născut, în candoarea lui de a prinde un fulg, de a se bucura de un fluture, de a fi entuziast când învață prima literă, să o spună, când adolescent fiind dă de o greutate pe care reușește să o depășească, în maturitate de primele victorii. Sunt absolut convinsă că până la urmă aceste lucruri vor prima. Ne săturăm de rău, că în fost și la urmă urmei cât să vrem răul ăsta, cât să ne cuprindă. O să fie bine, dacă o să ne dorim foarte mult bine. Mai avem câteva răspunsuri între timp. Va trebui să mă uit un pic care a fost discuția, că eu discutând aici cu voi am pierdut discuția de pe chat. Așa. Exact așa îmi zic și părinții mei, că ei nu vor ca eu să am o viață grea, de aceea mă țin la facultate, să ajung ceva șef sau ceva de genul ăsta. Eu nu vreau chestia asta. Părinții tăi cu siguranță își doresc
ce este mai bine pentru tine și e bine că te țin la facultate și este fabulos că te susțin și este fabulos că îți dau tot sprijinul de care ai nevoie, dar să știi că tu trebuie să te sprijini singur și facultatea este o zonă în care tu înveți să înveți și înveți să ai tenacitate, dar va trebui să ieși puțin din zona aceasta și să faci ceva pentru tine. Nu știu, încearcă voluntariatul, eu susțin acest demers cu toată încrederea. Încearcă să faci ceva și pentru alții. Și o să vezi atunci cum o să fie. Nu poți să fii șef, știi? Terminând o facultate, drag adolescent, să știi că nu devii șef. Dimpotrivă, devii învățăcel și crești în ierarhie, pentru că așa este firesc, să crești în ierarhie. Eu nu cred că părinții tăi și-ar fi dorit să ajungă un șef de, nu știu, 23 de ani pe capul lor, pentru că îți trebuie un pic de școală a vieții, îți trebuie un pic de răbdare, îți trebuie puțină tenacitate, îți trebuie un pic să simți așa flavor-ul. A fi șef nu înseamnă a fi postor peste oameni, ci înseamnă o enormă responsabilitate și înseamnă o enormă capacitate de empatie. A fi șef înseamnă să reușești pur și simplu să dai o pâine oamenilor și să știi că e o responsabilitate asta. Nu te poți juca cu așa ceva. Ei bine, pe mâine, așa mă gândeam să pregătesc așa un pic de... Au venit niște invitați în studio, le-am făcut cu mânuța așa. O să predau microfonul și ei o să povestească despre lucrurile fabuloase, dar apropo de invitați, mă bucur că au venit și Fișa are un invitat care se ocupă de muzică și l-aș întreba dacă este puțin atent, am și o întrebare, eu așa când prind un invitat care vine, îl apuc și îl întreb dacă îl întreb eu ceva de adolescență și de vise. Fiș, am și o rugăminte, invitatul tău căruia îi voi preda, am doar o întrebare, o singură întrebare, dacă cumva a reușit să... Doar întreabă-l tu, fă chestia asta. Întreabă-l dacă a visat să fie cântăreț, că nu o să spun cine este, pentru că trebuie să stea ascultătorii noștri pe fir, trebuie să rămână acolo. Eu doar vreau să-l întreb dacă a visat că va face muzică de mic și dacă s-a ținut de muzică până a crescut mare. Așa, eu întreb și... De obicei întreb și lumea pe stradă. Am așa un obicei foarte, foarte păcătos de a întreba lumea dacă văd că e tristă, întreb de ce e tristă. Dacă mă duc la Carrefour și o văd pe doamnă că e îmbufnată, o întreb dacă a avut o zi proastă. Mie îmi place să știu care e starea de spirit a oamenilor și de obicei mi se răspunde. De la 9 ani. A zis invitatului Fiș, care veți vedea cine este, n-o să spun nimic, n-o să zic nimic, a spus așa. Mi-a răspuns că de la 9 ani a visat muzică, muzică visează și acum și este la vârsta adultă și a reușit în viață prin muzică. Și sunt absolut convinsă că undeva în copilăria lui și în adolescența lui, măcar o dată a auzit că o să moară de foame făcând muzică. Și cred că n-a murit de foame, nu-i așa? A reușit. Absolut. Deci mâine o să discutăm despre un subiect care pe mine mă interesează la fel de mult cum mă interesează educația copiilor și adolescenților, educația adultului. Pentru că, dragi adulți, și noi mai trebuie să învățăm câte ceva și cumva chestia aia foarte simpatică care sună ceva de genul am citit destul, am învățat destul la viața mea, ei, credeți-mă că nu e chiar așa și în continuare trebuie să învățăm ca să putem să mergem mai departe și să reușim să progresăm. De ce e frica adultului să învețe? Mâine o să fie o discuție foarte, foarte interesantă și sper să mă ascultați cu atenție și sper să vă dau informații cât mai multe și cât mai complexe. Am să vă rog dacă aveți ceva să scrieți sau o întrebare să scrieți pe adresa radioului. Puteți să scrieți mâine pe chat, puteți să ne sunați și mâine seară ne revedem la 21:30 din nou la Serile Adrianei. Așa cum îmi place mie să spun, ținem foarte, foarte aproape, ținem strâns aproape și schimbăm ce putem să schimbăm în bine. O seară foarte frumoasă!